discutăm aici. Stimați oameni, noi suntem, aplicăm legea, nu facem modificări aici. Ați format asociația asta, așa și faceți. Nu asociația, suntem organizații. Bun, dar mai avem întrebare. Am vrut să vă spus o dată vorba. Noi aplicăm legea. De ce e ce zic? Voi veniți la noi cu propunerile. Nu, parlamentari aici. Noi suntem deputați. Poate următoarea întrebare. Deși anul trecut de la noi s-a cerut să ne legalizăm, adică a fost propunerea să punem toate mașinile pe firmă, tot Ministerul de Transport a dat licență la mulți, aproape dintre noi, majoritatea. Transport pasageri internațional, transport pasageri colegi, tot internațional, adică s-a dat. Cu licența asta noi mergem pești câteva luni, nu ne trag numerele, certificatele competențe. Sunt mulți băieți dintre care au luat mașinile în credit. El șed jumătate de an sub gard, nici măcar cartofi nu poate căra. Da? Adică poți tragă licența, deși e pașaport tehnic, deși spunem așa sub jumătate. Da. Este codul transportului fier. Unde este scris? Noi îl dăm cum scrie în cod, nu că eu vreau. Înțelegem, dar acum mai am o întrebare. Și drept are? Anta? Nu are, absolut. Girofar nu are nimic. Nu înțeleg. Poliția de frontieră. Logic nu are. Au girofar. Zarăbătcă. Dat vă lămuresc. Agenția are drept de control și de verificare. Bine, știți un cod al lui. E mărdi urma noastră, dă-o din flăș și dă-o din flăș. Să stopieze. Bine, dar și dă-o din flăș. Dar de unde, în care țară civilizată să dă din flăș și să oprește, să oprește autoturism? În care țară? Țara îmi dădă. Proiectul cu girofarul este înaintat în Parlament. De grabă să avem și girofarul. El girofar încă vrea. Ce-ați mai venit în coace? Nu înțeleg. Dacă lămuriți, noi v-am spus cerința noastră, dar ne-ați anilă muriești. Dar mi-ai spus odată așa, hai să venim. Și girofar mai vrea. Hai să venim încolo, să venim la tine. Și tu te-ai închis în cabinet și ai pus polițiști la ușă și nu între nimeni. Dar mi-ai spus vorbele astea. Până acum am spus. Eu am zis fără girofar. Eu am zis, m-am zis legalizat. Nu îndușim de parte, ia ca sara. Ce putem la sara? Vă lămuriți. Până acum v-ați spus bandiți fără girofar. Nu, dacă așa și nu. Domnul șef, este statul, uitați-vă, în Germania, în România, în toate țările europene, din LKB se face PKB. Dar domnul adică Europa, el Rusie, scot nu locuri Este camion cu 6 locuri. Dacă omul a dorit să duci și face reutilare, el o reutilează din LKB în PKB. Și la noi e făcut așa că nu mai putem face chestia asta. Uite, Anta nu face matriculare. Da, Anta nu face. Nu face matriculare. Dar ce numerele? Bine. Anta strânge ruble. Noi am suportat toți cheltuieli, da? Cod este scris. Noi am suportat toți cheltuieli. Tu nu te-ai săturat de grăit, nu vezi că îl ține la mână și bună. El spune de rufar și legal să nu prească. Vorba asta lui e prăstească. Și noi veniți numai lămurești. Noi este le citim pe internet, noi le uzim. Bine, ce vreți la mine? Vrem să nu iei numeri! Ia ca fură, care a fost într-o boi până în 2007. Asta-i fură, da? Ia ca oprești fură, dar ce alt tu cu mașina mea proprie? Este cadrul legal. Care legal? Cu mașina mea proprie, eu merg cu busul, nu și mă oprești de alta și îmi spune bilete în documente. Intru. Știți în cod. Deși ne depinde modificările. De la nimeni. Asta e prost. El a ieșit să gândit că poate făcut rubli. Hai să facem rubli. Rublile înainte și... Când te dai jos cu rubla înainte. Tu n-ai să ieși, domnul. Tu mâine n-ai să ieși că noi am mai fost la tine. Nu că șeful de direcție, el vor face treaba asta, el a plătit rubrii pentru funcție, trebuie să scoate banii. Lasă scoată Anta, văpșe, cum a fost până în 2007. Așa de fură. Dacă omul e în mască, iată-le. Dați-i să grăiască, nu este pat gura. Dați-i pat. Gata, are tăt. În 10 țări nu ți-o jeru nimeni aici. Este între noi o persoană. Este o persoană între noi care i-a tras numele, s-a judecat. Și-a venit cu... Cum se le dăiești cu tine? Rubla lor. Cum se le dăiești? Și cât vreți să dăiești? Veniți cazuri cu mii de lei. 3.000 de lei. Dar nu lei. Cazuri de astea sunt multe.
10.000 de lei costă. Ca să iei numele pe jumătate de extras, 10.000 de lei. Când eu, bleam, mi-a ducem de la Chișinău la Băt și omul de la dânsul de gram pasport. 10.000 de lei. Ia ca și seama. Oare bă, dobre, își plătești 100 de euro pe lună. Ori 100 de euro pe lună, ori 10.000. Ia uite, aici stai cu băiatul cu decizia. Ai decizie de judecată? Da, are, da. La ce instanță? La prima instanță, la a doua instanță? La prima. Dar nu trebuie să-i le luați până ce nu-i dați, până nu termine. Omul cu instanța judecată și arată din instanța judecată. Este contestată decizia dumneavoastră. Nu este contestat și o cadă dacă o câștigat din prima. Doamne, o câștigat din prima e contestă. Am un COVID-ul, instanțele nu lucrează. Ia că uitați, omul câștigat și numerele nu le dau. Este direcția juridică. Bandiții, coții, tălcari, criminali. 10.000 de lei costă. Dată mă într-o parte. Ia, el teme de COVID. Și pe aia nu te vin când vine să fie. Atunci n-ai COVID. Ia ca să nu intrați, vă rog, de stamă. Da, luat-l în brață, înapoi și duceți-l de unde s-a dus. Cât o plătiți funcția? 25 de mii de euro? Duceți-l înapoi să n-l infectăm. Am o întrebare față de noastră, față de poliție, poliție de frontieră, de tot șef. Ce propuneți noi să facem? Băieți care noi muncim. Ascultați, să murim de foame. Nu, eu vă spun, eu vă spun de întâi. Ce propuneți noi să facem? Să începem a fura sau ne dați pași să lucrăm legal? Să fim legal, legalizat. Sau o să vă prindem în răsturnăm și fim legalizat. Foarte corect, răsturnate mașinile cu anta, cu tot. Răsturnate mașinile la 4-5 restul răsturnate. Dar nu noi suntem o țară așa de bogată ca să mergem cu așa transport de scump de care vă șereți. Dar să trecem partea în mără. Asta dă eu, zăi. Dar de unde luăm banii? Sfurem? Nu e propun, dar voi iar. Dar și propun, domnul. Șeful. Ia și nu mai are. N-are treabă. Șef, uite așa o întrebare simplu. Domnul, dar cum îi spune? Rămâne mult. O întrebare simplu. Noi plătim amendă, 10.000 cât puneți dumneavoastră, 10 cum acolo. 10.000, 10.000 amendă. Dar ce o închid amendă? Ce îmi dă numele? O întrebare simplu. Scrie suspendare pe jumătate de an. Hai să facem așa. Și amendă? Logic așa e. Pentru ce dar nu își plătesc amendă? Eu în jumătate de an de zile, busul, cum a spus domnul, luat în credit. Oare că trebuie să-l plătesc? Mai scurt, omul îi ridică numerele, îi pune amendă 10.000, omul o plătește și înapoi nu-i dă numele. Are nici lege țara. Are foarte lege țara. Dar și ne-o faci legea. Deci am venit matale, dacă nu matale o fac, deci am venit să faci lege aici și Anta să nu iei bani, să nu iei numerele. Anta, am vrut pentru un simplu, iaca, pentru un simplu de bani care dumneavoastră nu aș răspund. Stai, alea, cum tine dusă, dar noi în modul Anta este de lesă. Nu scoate, nu scoate numerele. Anta este rele. Anta a ieșit din ziua când este ea, când la Hătniu vă scoate. În 2007, voie să vă scoate. Păstrăm distanța, băieți, suntem la tur, nu? Nu, voi lucrați de mult, furi, autobuz. Da, cu păstrăm distanță, discutăm de la distanță. Vă rog, nu? Lasă-mă și de-mi chemul unul trebuie. Am un bus în țară, da? Am un bus matriculat la noi în Moldova. Are 9 locuri. Scrie în certificat de matriculare autoturism. Eu sunt câteva persoane. Nu contează cine, câți pasageri, câți apropiații mei care plecăm la odihnă. Deși Anta pe mine trebuie să mă documentez. La mine scrie autoturism. Eu sunt cu autoturismul meu. E ca cum zici românul, lehcavaia, nu? În caz contrar, când stabilești dumneavoastră, duci contra cost persoane care nu sunt grupe. Dar cine stabilești? Dar credeți că eu nu dovedesc să-i spun la pasageri? Sunt materiale parvenite. Da, Anta, cum am dat femeia aceea din Facebook? De la Poliția de Frontieră, de la alte instituții, unde e scris clar că voi ați luat bani pentru persoanele care sunt. Dar nu poate nimeni să dovedească chestii. Nu, avem materiale, avem cazuri, vorbesc cazuri reale. Iată, băiatul vă spune cazul lui. Cazul lui. Mâine din țară, cu automobilul meu, care e de tip bus, autoturism, certificat de matriculare. Ies cu 7 persoane și încă 2 mese suntem. Ești încă în țară. Da. Nu oprește Anta și mă documentează, dar eu dovedesc să-i spun la pasager, că băi, dacă ne oprești, spuneți că mergi cu mine. Sneaburile mele. Nu vă iau bani. Eu mă lămuresc încă o dată. Și? Deci sunt lezi care tot nu se leagă. Stai, cum să leagă? Dar sigur. Unde? Unde? Păi atunci dacă eu le spun la pasageri că nu, păi nu vă iau bani.
Spune, când ne oprești, nu vă iau bani. Dar unde trebuie să fie registrat, domnule? Unde trebuie să fie registrat? Da, nu se meargă cu unul cu altul. Este că sunt cod, dar nu răspund la transportul tău. Corect. Acum, nu am licența asta dintr-un autoturism la român, mă scuzați de spune, să-mi stegem la punct. Ce fel de registrare? Ce poate să vă mulțumesc? Ce autoturism? Ce are? Da, dar păi, unii internaționali. Național, vorbesc. Dar nu, unii trebuie internaționali, nu vreau să plătem la. Noi cu licență avem escalitura dumneavoastră, ștampila dumneavoastră, care tot voi ne-a plicat numele. Pentru ce ai pus ștampila și escalitura ta? Ascultați! Eu stați vorbeați pe rând, băieți! Licența internațională, dacă avem drept numai pe național. De ce să faci licența internațională dacă noi avem drept numai național? La național se permite numai autoturism. Internațional se permite autobuz, autocar de persoane. Păi autoturism, dar nu sunt nou lucru și tot ne teme. Nu se dă voie la autoturism internațional, se dă voie numai într-un național. Asta este lege, scris în cod. Nu spim noi, nu eu. Domnul Deanu, cât costă licența? Licența mea la grup, de pasagier. 14.000 de lei, da? Nu vin eu acum. Dumneavoastră ați pus ștampila și scălitura pe licențele noastre. Gruz, pasul, fiși un pasager, școlet. De cine luați numele? Numele de România, de Lituania, de asta, să achităm taxele în altă țară. Da, deci să le achităm la noi în țară. Înseamnă cu numere MDA, noi nu putem circula. Da, de și ce? Chirem noi înțelegem. Bun. Avem foarte multe numere scoase, cu numere străine, atât România. Nu are importanță. Nu, România nu are importanță. Nu, dar au multe numere scoase, înseamnă că băieții sunt cu... Da, 30 de busuri. Vă lămuresc. Aha. Câte busuri ați luat numerele? 30? 50 ceva. Dar cine dacă știe? Dacă nu știe Anta, cine știe? Ia uite, băieții cu judecata câștigată. Cine-i dai numere? La persoana încă o dată v-am lămurit. Vine cu fotografi de căți, la noi. O venit, domnul. O venit, domnul. Dumnezeu i-a spus că e prima instanță. Și are câștigi de cauză, dați-i numere. Este la curte de apel atacată. Domnul, el e cel mai mare infractor. Aici e cel mai mare infractor. Dar dați-i voie să lucrez, să hrănească familia. Dați-i câte unul, câte unul. Este cadrul legal, ce scrie în cadrul legal. Altceva și putem face noi. Nu avem procuratură. Și cum credeți, toți oamenii ăștia au greșit și dumneavoastră să dezdrept? Acceptă mașinile noastre. Acceptă, Austria, acceptă. Noi nu acceptăm. Toți țările europene. Noi nu acceptăm. Anta la noi nu acceptă. Înseamnă că e monopolizat. Dar nu așa. Ai să interes. Interes. Și la noi nu a fost. Autobusele lor numai. Numai autobusele lor. Ai grus pas și am și pasager și colet. Iată e scălitura lui, ștampila lui de la Anta. Eu vă lămuresc încă o dată. Deci ați dat licențele astea, da. Dar când te duci, când te ieși, mamă, că reți mai departe licența. Nu mai ieși acolo și câte. Dar nu te treabă nimeni. Mai scurtă licența, nu avem pentru Moldova. Nu vă bate joc de popor. Țara Luculioc, Anta Luculioc. Să discutăm. Probleme. Discutăm. Niște hârtii care sunt valabile numai Moldova. Toate. Toate firmele au probleme, inclusiv. Eu nu știu de unde au apărut problemele, 3 săptămâni sau 4. Au rămas toți, frate, fără numere. Să veniți acolo, mă, domnul, să venim, să nu venim. Eu vă explic, nu-i corect așa. Nu-i corect în țară la noi, nu-i corect. Noi plătim cât trebuie, noi plătim, vrem legal să lucrăm. Toată lumea are credite. Nu, nu, aici. Aici. Șeful direct juridic. Da, dar și mai vicepreședinte. A să vă spui povestea. Dar nu o să meargă nimeni. Domnul șef, dacă dacă nu sunteți competent în toată treaba asta, o trebuie să trimiteți alt om. Domnul, nu se hotărăște aici nimic. Dar măcar nu știu câte numere ați luat. Nu scot numerele, nu scot în cabinet. Dar eu să vă mulțumesc că sunt scot că e încălcat legea. Dar trebuie să grăim. Ce am încălcat legea? Care legea? Așa mi-a dat licența asta. Este cadrul legal, dar este scris în cod. Inspectorul poate răspunde de atunci în lumea. Domnul șef, sunteți polițist. Poate să vă oprească mașină. Cu mașină personală să oprească lume. Făcând din feri. Unde să vă să știți biliță să se. Apoi nu, eu spun. Și Anta, nu? De ce scrie? Cum poți să văd eu noapte că mă oprește Anta? Cum poți să văd eu noapte? Mâine n-ar să vinim la dumneavoastră și dacă n-aș chemați un competent aici n-ați duc nimeni. Jos Anta! Jos Anta! Jos Anta! Jos Anta! Jos Anta! Jos!
Yes, Anta! Yes, Anta! Yes, Anta! Bravo! Omul nici nu știe câte numere a luat, îl întreabă câte numere a luat. El habar n-are, de-a l-a venit să rezolve. Omul semnează licență, iect 14.000, 13.000, dar vine și le spune poveșcu-s meu. Nu mă firmele lor, eu v-am spus ce am venit în coace. Toate mă firmele lor să lucrez, nu mă lor. Tot dacă au venit, l-au așteptat băieții o jumătate de zi, au venit și au povestit. Veniți mâine la mine. O să veniți mâine. Dar la ce dracu ai venit azi aici? Nu, dar la ce ai venit aici dacă o să veniți mâine? El a cumpărat funcție, el nu are idei de nimic. Ăștia strâng bani ca în Vestul Sălbatic. Iese din codru cu traseul ăsta a dracului bun. Aici e codru pe o parte și pe alta. Șed în tufari și când văd unul cu busul, țușnesc. Da, mi-a spus azi băieții, mi-a spus. Nu, dar acum unul din băieți vorbește. Ne-a luat numerele, ne-a pus 10.000 de lei amendă. I-am plătit 10.000 de lei. Și numere nu le dă, că o să fie jumătate de an pedeapsă. Păi, dar la ce dracu mai pui amendă, dar? Cineva mai are răbdare să-l asculte cu mișinosul ăsta? Nu înțeleg, dar dumneavoastră sunteți totuși o persoană competentă care poate să ceară ceva de la Parlament și tot așa mai departe. Începem de la noi, dar vin din moment și fac propuneri la modificări. Parlamentul e considerat modificări. Bine, până acum au mai fost propuneri de astea. Până acum au mai fost propuneri. Uitați, propunerile voastre se iau considerat, dar voi le înaintați frumușel. Și cui să le înaintezi Parlamentul dus în vacanță? Băieți, ăștia până să trunești Parlamentul, ce trebuie să facă ei? Spuneți-mi, vă rog, și pe noi am o rezolvat. Dar Parlamentul, ia, dar băieții, ce trebuie să facă? Parlamentul e în vacanță, când să trunești? Și ce trebuie să facă? Stai flămâți până atunci. Și-ți fac lege. Stai, noi în talent, dar tot în România de-a mai fost. România nu poți, ei că România. România că România. Și România nu poți mă riscă legislat. Bine, cereți de la Parlament. Aici, noi vă spunem cum este. Sunt propunem în data modificării și ea. Nu, deschimam pe Parlamentul. Parlamentul e în vacanță, la mare, la munte. Și vorbiți voi. Nu e un gem. Dar aici nu e un protest politic, mai repet o dată. Nu avem împotriva la... Corect. Rezolvați-vă problema. N-avem nicio paciență. Eu vin, nu vă faci greu. Noi de aici venim la voi. Veniți mâine în grup. Nu, 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 Mai degrabă ați vă găsați ca aici. Dar să ieși pe cei care pot rezolva, ca aici degeaba. Acum e situația de COVID-19. Din țară, să plouă. Ședință nu-ți permis să faci COVID mare. Dar voi sunteți mai mult la problemele în acelea. Dar ce oameni nu ne dau voie să treci în partea? Eu mă rămâne și putem noi să facem. Să venim să stăm cu voi la discuție. Să vă ascultăm. Bine, mâine la ce oră? La 10. La ora 10. Mâine la ora 10. Da, venim 4 persoane. Și găsim soluția. Și găsim soluția. O găsim. Veniți să discutăm. O găsim soluția. Veniți să discutăm. Da, și Amusar a discutat. Discuția asta... Nu, da, Amusar așa n-a discutat la zero. Domnul, discuția asta s-o prești la zero. Da, Amusar așa s-a făcut. Amusar așa s-a făcut. Nu, eu mâine, noi mâine ne ducem. Dar privește-te, mâine ne ducem. Dumneavoastră să ne lămuriți fix aceleași probleme care azi ne-l-a slăbuit, că nu se poate. Mâine și pe direcția juridică, toate persoanele care sunt de la direcția de registrare, direcția juridică, voi vă spuneți probleme, noi vă spunem ce este, nu suntem
organul care există. Și vreau să văd persoana ce e competent, care l-a luat pe domnul ăsta Munteanu Vasile, l-a luat la serviciu. Vreau să-l văd persoana asta competent. Și vreau să-l aș vrea. Munteanu Vasile, da? A, el e infectat COVID-19. Asta e prostit. Uitați-vă în toți situații. Noi venim mâine și dăm care va probune și acum. Munteanu Vasile, nu cred. Nu cred. Asta e o de trei ani de zile. Nu ne așteptăm. Eu ca o... Nu ne așteptați geaba. Aici... N-are. Și de la două de noapte, că e la trei... Asta e băcata lui de pâine. Asta e băcata lui de pâine. Asta e rubla lui și ce bagi în bani. Eu vreau să fiu ori. Nu dați să vă lămurim cadrul legal. Hai că te știu. Știți pe mâine, așa rămâne, cum spune. Nu. Asta e problema asta. Dar lucră, Anta, de la opul la 5 ani. Suntem oameni maturi. Suntem oameni maturi, dar pur și simplu nu înțelegem că asta e zero. Asta e zero. Și pe mâine așa rămâne. Nici o propunere, dar așteptați-mi la masă, vă gândiți să... Care propunere, șef, 3 ani de zile. Pune vii la ora 10 la mine. Dacă și tu pune patru ca tine și eu nu intru acolo, că nu-i prima dată. Mâine va chema la ședință oficial. Cât? 5 oameni. Și mâine le dați numerele înapoi. Cadrul legal este, domnule. Mâine nu ați trebuie să veniți tot cu numere. Cadrul legal este, vă lămăriți în contract. Cadrul legal când s-o furau banii din băieți și acum numerele înapoi la băieți lucrează. Și vă dăm răspuns oficial. E, bună ziua, asta e un fel de... Da, e normal, sigur. Și banii care ați luat să-i dați înapoi de la oră. Până când ies parlament. Lucrează băiatul ăștia pentru voi. Cine mâine vine, patru persoane? Până când iese, eu... Tot aici ne găsesc. Ne găsăți aici. Nu-i tot și te duci. Nu te duci, că noi ne găsăm. Până am trecut când au spus din patru persoane. Și acum au pus șapte de aici. Și s-au terminat patru. S-au terminat, da? Iar s-au închis în cabinet și luat. E important să vă împrăștiți. Până când găsăm o soluție. Nu poți să dau pași, până la urmă. Nu poate, eu nu pot să-mi dau pași. Să zic că ăsta e de drum, așa lumea de drum. Bine, n-ați sunteți șeful lor. Este cadrul legal. Bine, n-ați sunteți șeful lor. Până când găsim o soluție... Ce poți face dacă în cadrul legal scrie asta? Ce-ți fac? Să vii cine asta? Bine, noi acum înșerim la dumneavoastră. Nu, eu frumuresc, ce poți face? Noi mergem amul la dumneavoastră. Să dai drumul că el... Cu propunere, cu rugăminte, să ne dați pași să lucrăm. Legal. Legal. Da, bine. Ne ducem oficial. Da, și noi oficial. Neoficial s-a gustat. Trebuie să fie o trecere liberă. Da, spune. Eu n-am mai așa țări libere să trec, dă să trec în țară. Hai că nu... Eu n-am scris că trebuie de făcut. De exemplu, pașaport tehnic de la un microbus. Pasager, marfar, 7 locuri, da? Deși acest microbus, acest tip de transport, care are revizie tehnică, este ok, pregătit pentru cursuri lungi, etc., nu are dreptul să ducă acei 7 persoane, acei 7 pasageri, la cursă lungă, dacă de la organele competente de stat s-a eliberat acest document pe care noi am plătit acele 7 locuri. De ce s-a dat voi? De ce? Dați vă rog să fac doar o ipoteză. De ce nu înaintați ca exemplu la aceste microbuze, chiar și acel cu 9 locuri sau 7 locuri? Băi, vreți să lucrați? Ok, un patent. Trebuie să stihați motor două ori pe an că vă, totuși vă duceți la cursă lungă sau ceva de genul, momente de astea. De ce nu se lucrează cu lumea? Va să închis acolo și merge poc, unul după altul. Statul primește bani pe toți ăsta, Ian, de țiechită. Fiind considerați lideri internaționale, da? Da. Când? Cea mai mare accident, când se întâmplă? Când este omul supraobosit. Regimul de muncă și odihnă nu se respectă nici la autobuz, nici la autocare, sunt încălcări. Dar cum spui tu, pas marfar, că urci singur din Moldova, ajungi în Italia, ajungi în Irlanda, la toate mașinile are de trecat. Poți să mergeți, supraobosiți, cine vă controlează? Gândesc la oameni. Cine vă controlează regimul de muncă și odihnă? Odată mergi, a doua oară tu poți schizi și în dar nu-i problemă. Asta noi singuri ne gândim aveața la ce ești mortal. Avem dreptate. Pasagerul trebuie. Pasagerul trebuie să simtă smerdă la siguranță. Bineînțeles, 100%. Bine, este soluția în Europa, dacă n-ai tacograf, se care va vrea să ne scăm de sănătatea noastră. Autobuz, autocar, au centuri de siguranță. Voi aveți centuri de siguranță la pas marfar? Da, 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 da. Este cadrul legal. 100% vă arăt, orice microbuz are centură de aici. Uite, la oricare deschideți o ușă și este centură. 100%. Eu spun oamenii, nu siguranță, aici e iar. Să rămâi păstăi mașinile de siguranță, ori nu e siguranță.
Dar ei nu sunt sigur aici ani. Legal, românii lucrează legal. Trebuie să faci siguranță aici ani. Băieți, veniți mâine. Voi aveți toate problemele voastre. Să ne discutăm mâine. Nu se rezolva asta nici la anul vremea asta. Noi discutăm ca la piață. Noi mâine municipal nu vă mai găsim. Este chipas fug de la semnul de la oameni. Dar la ce a venit azi, dar aici? Ați cheltuit o grămadă de benzină, dar ce nu? Ați cheltuit în asta bine, dacă vedeți cu mine. Dar știu că nu știți de ce prin tine a venit. Hai să pleacă cu mine la nord. Și tu ar să venim pentru ce a răspuns. Mâine altceva n-ați răspuns. Eu tu care plin, am pleacă la Costești cu biometri și treacă, e că pățanii mă filmează și trimit video. Am ușa strimat video. Dar deși la busuri nu se dă voie, cineva te-a adus rubli, cred. Este situația din COVID-19. Nu strimiți ședinți cu multe persoane. Am usă în vamă? La vamă, da? Veniți 4 persoane, 5 și ne discutăm mâine. De ce trebuie să venim mai multe? COVID-ul ăsta nu e boală, e politică. Da, să nu-ți poate de vorbit. Dar de ce poate să vorbim? Iau cât oamenii aud din prima sursă. Domnule, încă o dată, vă invităm la o discuție largă cu conducerea. Da, să și mai largă discuți cu oamenii. Eu vă invit mâine la orele 10, la agenții, oficial, cu toți să discutăm. Cadrul legal care este, noi expirăm, noi expirăm numai legea. Agricultorii eu invitat, eu trimis în alt loc. Vă invit și pe voi, dacă mâine nu încăpem încăperea, dăm pe un stadion unde să încăpem tăia sau de tăia. Veniți, iar vorbim tot. Veniți cu problemele care sunt. Nu scriți cu probleme. Dați numerele la oameni, nu umblați, că noi nu știm ce avem de făcut. Numerele pe masă. Numere nu trebuie. Am le-au luat toți câțiva patru tăzi numere luat. De ce fuge toată lumea asta din țară? De dus, om, îți duc unii ari de dus și să vii unii ari de venit. Spui o taxă pe anul, pe anul al plătit. Dar pui și plătiți și vă plimbați. Dar dacă și plătim revizii tehnică, asigurare, cui plătim mai? Ca să ținem busul de sub garduri. Noi suntem organul executiv care ne uităm în pot scris trebuie. Dumneavoastră spuneți la cineva, cineva vă spune și voi așteptați, așteptați. Încă o dată vi se lămuresc. Mai așteptați, încă. Eu asta e tot problema. Sunteți la prin zero ca și noi. Este o persoană de cu propunere. Până ai liberat licența și dacă dați la oameni, chemați busul dumneavoastră și îi dotați cu tăcea legată, păi poți pleci, n-ați licența, tu ai de tăi. Du-te! Dumneavoastră dați licență și apoi prinți ai taxometru, am mușc în aici și ai la întâi. Nu-i corect așa. Bun, da, execuți cu licență, haideți în parte ce să zic român. Când este scris în lege, nu suntem la noi, avem legea noastră care este scrisă. Iau lege. Apoi corect, dar dumneavoastră până ai liberat licența și chemați mașina și vă dotați ce vă trebuiește. Voi dați licența, vine așa, n-ai taxometru. Licența și rubli pe masă și urmă. Și pentru oameni. Și pentru oameni. Vedeți cu licența noastră, mă domnească în vam la românesc, din și priznăiesc ei. Domnule, veniți mâine, avem acordul de la Chirarii cu România. Dar el are de dus în Italia, el are dus în Franța, el are... Noi făcutem o grămadă de kilometraj până aici iană, de ce zicem înapoi dacă se poate dus aici iană aproape? Primer aproape. Domnule, vă aștept mâine la orele 10, 4-5 persoane. Și scoate dacă... Eu mă stau vreau să duc mai departe. Ce scoate dacă mâine la orele 10, așa? Și trebuie să mergem mașină. Și-a pămâne, ne ducem și acolo. Păi, dar v-ați pornit, v-ați pornit undeva sau... Cum? Eu vin la Ungheni și mă duc la Cineu, și mă duc la Ungheni și la Cineu înapoi. Ca indicii, fășeți-o în fel de patentă, să achităm în fondul la patenta și e. Și nu umblăm cu gari noi, mai mult se pierde, mai mulți bani se pierd. Este codul transportului care trebuie scris, nu este, dacă credeți patentă, noi ce avem să vă nu dăm voie. La România s-a făcut lezii, merge normal. România nu așa lucrează cum a făcut dumneavoastră documentul este legea asta. Altfel lucrează băieți. Plătesc licență și nu merge, nu-l controlează nimic și nu oprește nimic. Dar toată Europa vă trebuie licența asta. Dar nu și nimeni asta. Dar nici nu recunoaște, nu cunoaște. Nu recunoaște nimeni. La Germania mai... Voi, dacă treceți de aici, vă mai întreabă cineva dacă aveți licență? Nu treabă nimeni. Dar aici 14 mii, cât plătiți licența? La Germania, dacă aveți licență, că amendă îți dă. Că nu recunoaște. Dar e un fel de formă de a face bani de pschinarea voastră și voi plătiți și pe urmă iară amendă și iară numerele luați. Și vă invită șeful mâine să vă servească cafea și să vă liniștească. Hai, duceți-vă, numerele vă le-am luat.
Ne-a pus amendă fără să mă prindă în circulație. M-a chemat la sector și ne-a pus amendă. Ca așa trebuie? Ca așa trebuie. De atâta? Da. Că el a luat de în vamă. Și la ce vă cheamă șeful ăsta mâine să vă lămurească? Nu înțeleg. Care cadru legal? Cadrul legal al discutați cu deputații, nu cu oameni. Oamenii trebuie să lucreze. Să le lămurim la oameni care sunt gerentele legale. Dar altceva nou nu asta plămâne. Le lămuriți că să iei de mână și să duc test la zarabot, că să nu mai vină înapoi. Dați-le voie să lucrez, dați-le numerele. Domn profesor, a să vină lumea la ANTA și dacă ați dovedit să ieșiți pe ușa din spate, ați și băghine. Vă spun eu cu toată responsabilitatea vă spun. Eu sunt primul. Nu respectăm legea. Dumneavoastră ați învățat un text pe de roșu al povestiți, parcă sunteți la mantră. Nu chemați la violență. Ba da, dar cu așa cetățeni poți să faci ceva? Păi ascultați omul cadru legal, cadru legal. Bă, oamenii ăștia au familie, ei trebuie să ducă, unul se duce în Franța, unul în Italia. Și ce vreți acum eu să vă fac? Să le rezolvați, să ducă mai departe, să lucrez, să fac de mâncare. N-are treabă el. Dar ce eu vine, dar? Eu spun cineva să vii, dar ies cineva mai presus. Dar trebuie să zici așa, au de sus, cum să vă facă. Mâine acolo pe rumeniu voastră. Nu avem informații. Când de lume e ieșit. S-au pornit 3 autobuse. 4 oameni întâlnă să discute. Toți trei autobuse sunt plini cu biometri. Adică firmele astea care... Dacă discutăm cu tot narodul, noi când am ales, noi am ales unul, nu unul. Care-s neamuri cu ANTA lucrează, care nu acasă? Care-s neamuri cu ANTA lucrează? Corect. ANTA are 90% de mașini lor, în taxi și în... Dar noi, oameni de rând, care vrem să ne legalizăm. Dacă nu ești neam procuror cu ANTA... Domnul șef, dumneavoastră spuneți că nu-s șoferi, nu-s astea, că fac accidente. Dar când vine om undeva, mă, și fugărește ANTA după dâns și-l fuge cu pasageri de ANTA, ce poți pățați cu omul și-al? Deși e că l-are și licența, arestat, l-a ajunge și în unele. N-ai omul și aia, n-ai și aia. Ce poți pățați cu oamenii? N-are nacleică pe mașină. N-are șașcă pe mașină. El de tăiat fi neamă, să nimeni. Nu dați ce-mi sudele ușă. Gata, s-au rezolvat. Ce sudele e în mână și toate probleme s-au rezolvat. Taxiul din voi stăți sau anta, jumătate în Chișinău sau anta. Adi, parcă nu ajung banii la șef, măcar nu vă faceți de rușine. Da, e schip să-i duc în altă parte. Cu mașina. Mă oprește ANTA, scoate numere. Pentru ce? Vă lămuresc traul, este registrat pe firmă. Dar pentru ce traul? Eu pot să anunț unul și vreau eu. Dar nu putem să luăm trailer în arie. Traul și am urmă firmă și mașina. Deci scoate tot numele. Dar nu are registrat firmă. Păi are. Nu trebuie firmă. Dar pentru ce să plătești? Dar cum are traul licență? Și are importanță. Păi oameni buni, traul. Nu ne vă lămuresc. Nu e nică că pentru tine. Dar voi voi traul. Nu știți să răspunde la atâția oameni. Cum ai să răspunde? La 3. Ori la 3. Respectul, las că-ți vă găsim pe toți la pădure. Bă, aveți noroc, băieții ăștia super cuminți. Poliția de frontieră, nu-i poliția de frontieră. E schip așa cu loc cu bani să nu vină la șef. Până eu fac 60 de kilometri de la Vama până la Băl. Apoi mă tem de cât fac 2000 de kilometri. Așa e? Nu-i fiscul și de ANTA. Nu-i ANTA și de echipe mobile. Nu-i frontieră, nu-i găiu. Попробуй. О мій. Дещі ти йду смотри. Ти, лорди, тут вона не змусує, як ти лує. А дай же нам подписи вашого. Шеф, ну спуни ту ні, що заказ на фемі? Тот пакет у дяки. Ну що заказ на фемі, даю чірки, за шмарки. Тот вой Анта не сперміс. Да, що ту є цей номер? А му спуниць, ну і валабили. А ну і стані дат ліченця. Și anul ăsta îmi spune că nu-i valabil. Dar ce vă mutiți? Pentru ce mi-ați dat licența ce? Și-am plătit bani, nu? Păi sigur, lunar se achită. Și cât ai dat? Lunar se achită la firmă. Da? Dar nu-l dovă, nu-ți faci nici firma. Unde ne va activa, de exemplu, sau de asta vezi firmă. Are gen de activitate, mai mult gen de activitate. Da. Are persoane, corect. Are marfă, are colete, are național și național. Da. Dar fiecare unitate de transport merge cu categoria ei. Autobuz, autocar merge la internațional, pasmafar merge numai la colete și marfă, asta e prohibit. Nu poți pasmafar să duci și persoane.
Dar păi, dar firma, ce ați scris dumneavoastră în licență și o dată dumneavoastră, nu dați firma. La firma ne-o dată, dar de la alta. Extras, vorbim deja, vorbim deja. Voi vorbi cu stâlpul. Dar fiecare mașină are genul de activitate. Corect. Asta e. Corect. Și în extras e scris pachete, transport, persoane, tot ce le scris. Dumneavoastră o dați azi și mâine colegii dumneavoastră mă opresc, spun că nu-i valabil cu aric, cu nu știu ce, licență. Pentru și, deși își permite persoana dumneavoastră vorbească așa brutal cu... Hai stai că vine domn director să rezolve. Cădă-ți mai într-o parte, împrăște virus pe aici. Ești de rupt la om și... Nu da întrebări. Noi ne vinim, dar pe aici tot trebuie rezolvat o întrebare. Noi ne vinim și avea în faci. Dați cu leocul, unii cu leocul ruble. Ce era rezolvat ăsta? Românii dacă erau, păi abia să ridică, ridică și tot. Asta voi aveți aceeași probleme, vă adunați tot în solicitări. Voi aceeași probleme. Nu mai dau o întrebare. Sunteți reprezentanți, veniți patru, vă urmiți pentru voi și vă spune. Să așezau cu colaboratorii, Anta sau cum să zic, da? Să așezau un taxi. Nu bun, care oameni care îi pun eu tot ei. Și ce, hadim să mă duci până la Bacioi. Și pe drum al oprit, tot Anta și scoate numerele, ia uite, e nostru. Apoi asta cum se face? Mergi pe aici și nu ești nu bate cum nu a fost așa? A fost. Eu cetățean bulgar, am venit mașina. Eu vin cu familia din Bulgaria. Cu familia, bine, mă oprește, scoate numărul. Pentru ce? Lor nu le-ajun bani de lie. Pentru ce eu vin cu soacra, cu socul, cu mama, cu tata, cu cine mai vine acolo. Nici scoate numărul. Mână de la mână și îmi plec cu leoc și tot așa. Eu vorbesc cu dumneavoastră. Licența, nu dumneavoastră ați dat-o. Încă o dată vă lămuresc, ca să înțelegeți. Puneți amendă, dar nu luați numărul ăsta, numărul meu personal, care n-aveți drept să-l luați. Din cod, e scris cu ridicarea, pașaportul și numărul. Ce număr? E scris în cod, nu eu meu. Cu ridicarea, pașaportul și numărul. Dar pe legea o faceți cum vreți voi. Scoate-le voi, o faceți cum vrem noi. Legea e împotriva... Dacă e numărul, e o bani, e trebuie să-l... Numărul pe urmă costă 30 mii. Noi suntem până noi dimineața aici, ne vă mai gândiți-vă? Veniți și ne lămuriți aici. Foarte corect, foarte corect. Voi îmi faceți cum vreți. Nu ne trebuie să faceți, nu ne trebuie cum vorbim. Când a fost ultima dată tot protest? Da, de câte ori trebuie să duci acolo? Eu nu știu când a să înainte. Vă cheamă mâine. Aici se vine tăiat. Unii Maia, unde-i Năstas? Nu, dar patru oameni nu sunt de acord. Mâine dimineață băieții vă așteaptă. Luați-i pe tăți șefii. Toți membrii ANTA, care au luat numere, care au luat bani, să veniți să vorbim cu tăși, să ne uităm ochii lor. De ce n-ați întrebat inspectorul de care vă ridicați locul? Parcă ați rușineze? Eu cam cred că da. Dacă n-ați fie cu mască, pe mască nu se vede. Este încălcare în statul meu să iei. Întrebări, e de mâine. Ce să mai întrebi? Așa o întrebare. Stobiecac, da. Doamna Maria, așa o întrebare. Cu remor, că m-ați întrebat când ne-aduc mașină contra acolo. Dar nu-ți faci și vamă, nu-ți plătești un pumn de bani în țară. Da. Cui dai eu banii și ea? Și la Anta trebuie dat. Nu și legalizată. Să pasă legalizată, nu? Mașina se remorcă. Sau dacă îți cu numele să iei, ne-ți plătești și vinietă. Mașina se remorcă. Nu poate, dar oamenii care dau închirii. Că aici și aici spune că licența mea e cu aripi. Un domn din ANTA, el... Poate-ți permit așa vorbă? A ce vorbă asta? Ai depus plângere și până la cine rămâi și fără rost. Fiecare zi plângere, îți vezi din partea noastră. Care plângere? Ei se depună plângere? 3, 4, 5, 100, 2000, 3000. Noi să ne examinăm. Până la cine rămâi... Da, dar o-ați măsuri. Nu că nu mă depuneți.
Voi luați măsuri? Dar piese, nu e măsuri. Nu că e măsoară dimineața. Corect, ați ascultat voi, vă dați întrebări acolo sus. Dați întrebări încă o dată, mai spuneți și ați ascultat ce a spus domnul. Apoi încă o dată, vă abșeți și dați întrebarea asta. Deși pe... Nu, mâine, mâine patru oameni nu rezolvă nici. Iau cu să aici. Dar patru timpule voi vă rezolvați. Dar cui i-l transmiteți? Cui i-l transmiteți? Dar cum îl chem șef? Măcar un șef, măcar să știu. Oamenii este care se vorbesc azi, ridicați-le. Acolo, la oamenii care ies, nu trebuie mai sus ca cineva. Nu trebuie să-i știți. Ridicați, spuneți. Voi trebuie să-i știți toți bandiții. Cum mă chem? Nu e... Vreți să duc acolo? Vă lasă-l liber. Și ce să-ți duc el liber, psihotare? Și trebuie să vorbesc el mai mult decât trebuie. Și nu se rezolvă tot. Și ați venit aici? Dar ce mașinile noastre care e utilate din Republica Moldova nu sunt recunoscute în România? Păi bun, Anta n-ar nici creotelare. Și asta tot Anta creotelare a face. Nu, stai mreu. Nu, stat. Nu, 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 bună, nu, 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 legalizeze. Maxim posibil. O ieșit o etapă nouă de legalizare, trebuie să o alergați să o facă. Anta stă, puteți hodi să se ascunzi aici, acolo. Noi trebuie să suntem nevoiți în colegi cumva să ne coordonăm, să fugim din noastră. Eu nu pot înțelege. E problema între aceea că noi furăm statul, noi fiecare suntem cu interesați să aducem încoace, să hrănim familiile, plus la asta vrem să plătim impozite. Deci trebuie să ne făriți dumneavoastră subordonați, e pe hodiți. Eu sunt gata să-mi vamă, eu nu ies pe gard. O secundă îmi dați voie. Eu nu merg pe gard, eu merg oficial pe vamă. La vamă am ajuns așa, domnul șofer, aveți, câți aveți în mașină? 7 pasageri, 10 câte aveți. Aveți atâtea colete, noi le dăm jos fiecare torbă. Când vă aduc dumneavoastră de psihotare, dumneavoastră n-ați vă aduc la alții. Când ne aduc torbă acasă, lui îi pare că eu am luat și am luat ceva dintre zare. Așa de tare sâmbră dintre zare. Fiecare geantă, ca să plătim impozite, așa de tare merge controlul pe dânsle. Poți plăti și pe dânsle impozite drept în vamă. Nu trebuie să ne fugărească cândva pe păduri, dacă nu pe loc. Aha, ai 7 oameni, impozite venit. Atâta, poftim, în vamă, oficial, am plătit o chitanță acolo, ea, în stat. Eu sunt bucuros în stat să duc un venit, să plătesc impozite, să merg liber. La oameni încerc să spun la pasageri și la oameni buni, înțelegeți? Mă zgurești. Tanta, poate cumva așa, încerc să mă legalizez și să-i povestesc eu lui. Tu ești bandit. Eu sunt bandit. Ești bandit. Apoi și dacă fuști ascuns. Fiecare moldovan e ghinit să plătească impozit ca să aibă venit în... Poftim? Duși oameni pe sătare ca pasager. Așa. Îi trebuie și eu o siguranță. Păi sigur, domnul Tudor, eu v-am înțeles ideea, Dacă el singur nu e sigur, el în Moldova. Eu îmi dai voie o secundă. Merge vorba și pe siguranță. Eu tot timpul când ies, oficial merg la companie de asigurare, îi fac asigurare. Dumnezeu, asta cum zice, popă botează zilele de. Noi ne sorim să știm precauți cu tot, absolut și este. Facem o asigurare, facem tot ce trebuiește. Eu mai repet o dată, noi încercăm să legalizăm la orice etapă dumneavoastră sau subordonați sau statul este corupt. Încearcă să ne apară o lege nouă, noi încercăm să nu încălcăm. Nu ne dați pace, nu cât dumneavoastră. Anume dumneavoastră. Dar nu legile astea, care nu sunt destul de loc pentru stat. Dați cumva să ridicăm statul, să venim și noi aici cu tare care fug în concret, copiii sau familiile. Ei tot încearcă ceva să rezolve, încearcă cumva să hrănească. Dar toți banii vin în țară. Toți banii vin în țară și ridică țara. Bravo. Nu vreau altceva. Făceți tot taxă. Vreau să plătesc și oricare, nu vreau să fure nimeni. Făceți tot taxă. Deci ar trebui să ne fure nimeni. Câte taxă, domnule, câte taxă aveți licență? Cine confortul de autocar și ala ca la noi microbus de 7 locuri. Și microbus. Da, autocar nu e mai sigur, merge și vorba că vă dați singur ieșea, care zicem e... Nu-ți poți permite să cumpere un autocar. Nu-i vorba în asta. Deși dar dați voie să reutilăm, dar atunci. Scoateți... Nu face Anta reutilare, Anta nu este cu reutilare. Domnul Tudor, bun, să zicem, închidem întrebarea cu reutilare. Merge vorba că atâta timp ca stat, eu știu că ca stat la locuitori, la care sunt la popor. Atâta timp cât este spros, zicem, la pâine neagră, e să mănânc, respectiv, statul legalizează, să facă pâine neagră, respectiv, dacă este... Ca să meargă butici.
este problema. Eu înainte am și eu pasager, tot la alții am fost. Dacă mie îmi place să merg în autocar, puteți să mergi gratis mai curtier sau cu trenul sau cu altceva. Mie îmi place acolo. Este un contingent de lume care vrea cu rutieră, ei care vrea cu autocarul, ei care vrea cu trenul, ca sau cu avionul. Merge vorba, noi stai, știi cum face. Nu, tu n-ai zis unde vrei tu, tu ești să mergi, ce spun eu. Eu nu el pe nimic cu de să lăsui rutieră. Eu... Da. Autobuzele, autocare, firme care au autobuz, autocare, da? Tot plătesc impozite, au carnet interbuz, plătesc tot ce. El merg pe cadrul legal. O, foarte multe petiții care vin de la transportatorii legali că de-al de dumneavoastră, care cu 7 locuri, 5 locuri, care n-au niciun document, petiții... Suntem concurenți cu banii... Nu concurenți, dumneavoastră face o activitate ilicită. Băi, nu le dați, băi! Ați spus o lucru legalilor! Eu încerc mă întâmplă și am urmărit. Mai mult ca atâta, transportul internațional se permite cu cadrul legal. Ei respectă legea. Păi ce să-și voi respectați legea? Eu v-am înțeles ideea, mă ascultați-mă 5 secunde. Trăgeți-a la deal, da. Autocar să facem sau... Nu, nu autocar. Nu-ți permit să fie. Nu, uitați dumneavoastră, ați spus, știi, o leacă... Eu traduc ce ați spus dumneavoastră. Autocar îl ține Moș Vasile, el dă ruble. Mai departe. Da, nu, el respectă legea. Da, nu, dați-o spune. Dacă se dau focul la respectă legea. O secundă, eu zic că ceva. Ai și autocar, trebuie să merge vorba... Am găsit. Domnul Tudor, uitați-vă și în secundă. Eu v-am înțeles. Pas, marfas, de voi colete. Autobuz, autocar, de voi persoane. Gata, este să rug. Autodurin, de voi taxi național. Domnul Tudor, mă ascultați altceva. Domnul Tudor, de voi să nu-ți de voi. De voi, autocar, capă să terminăm. S-o scăpa cu vorba. Autocarele duc oameni, busurile duc marfă și taxiurile naționale și gata. Repet ideea, autocarul nu merge vorba că el ține legea și o respectă și mai asemenea față. El apărține, zicem, lui Moș Vasile, care vrea că la noi moldovenești vorghești, că el stă cu mădrismul, gine și-i tăt gine și-i tăt bun. Mai departe îmi dați voie, vă rog frumos, până la urmă ideea. Mai departe, el stă gine, problemează situația. Vă pun de partea pasagerilor, sunteți dumneavoastră pasageri. Dacă liniște dumneavoastră sunteți pasageri. Mai departe, eu ca să cât de cât să-mi cresc contingentul meu de pasageri, mă stăruiesc să-l iau de acasă, să-l duc acasă, îi duc un colet, mă stăruiesc să fac o reducere. Cum, că mai e concurența e mare, mă stăruiesc cumva să-i atrag clienții. Mai departe, octocarul și face. Plătește impozitele, eu zic că nu. Garantat că nu. Și eu știu, dacă trebuie din transportator, eu am aia spun ceva, vă spun 100% ca să mă susție. Vă spun 100% ca să mă susție. Mai departe, pasagerul la autocar, el vrea din coace pe noi să ne dea mai jos, că nu că jos, în genere să ne șteargă, că mai departe concurență să n-aibă, fiindcă contingent de oameni mai mulți când parte. Și mai cumpărăm încă 10 autocare, mergem mai departe. Corect. Ia și tot rezolvarea. Hai zi tot schema, așa și trebuie să spui. Mai departe, pasagerul, el preferă curtiera. Bine să-l aranjează, să-l sui pe scaun, să-l ducă acasă, să-l las la poartă, să-l stea. Păi care condiții? Domnul Tudor. Curaua, să înțeles la jovine. Aptieci, și mai și trebuie să aibă mașina asta. Scenarie. Internațional, noi vorbim de Moldova. Aici nu ne frecăm. Aici se bagă de-am zăgor. Dacă în parte tehnică nu coincide, eu sunt de acord. Îi fac legislația europeană. Sau chiar spui asta. Este poate pus același... Poți să-l pui în vamă, chiar și cu cărțieră și bacul al lor. Structură să șadă, suite pe treaba asta. Nu, dar înțeleg că îi fac legea europeană. Tine asta nu coincide, înapoi. Înapoi, du-ți fără. Nu-ți până și du-ți fără. Ai mașină în traiură, nu are condiții. Du-te acasă. Bun. E sigur. Timp de epidemie, nu cât e clas? Rubla pe masă și înainte. Noi dorim să activăm legal. Activăm legal, dorim. Dar nu ne permitem să cumpărăm autocare. Nu ne permitem. N-au bani de autocare. Dar nu ne permitem să cumpărăm autocare. Să lucrez numai lor, care nu plătesc impozite. S-a scăpat cu vorba omul. Voi a murit și mai cătați. De când începe pandemia, de mare. Atâtea valori. Mai multă atâta, dumneavoastră, puteți să mănânceți o dată statistică, să vă arătăm câte autocare au fost sancționate. Suntem destul de informați că vorbim despre treaba asta. Câte autocare au activat? Câte prostii au făcut autocare? Suntem de epidemie în Germania, din Franța, în Germania a intrat.
Nu s-a lămurit întrebarea. Nu, autocare. Când s-a cumpărat avionul, să aduc iar pasagerii, să știu pasagerii în Paris, doar eu, o dormi 200 și Franța le-a dat să doarmă și să mănâncă. Și iar nu s-a rezolvat întrebarea. Nu s-a auzit nică. Nu s-a auzit nică. Care condiții? Care condiții? Merge vorba asta ea că autocarele, timp de pandemie, au fost atât asta interzis. Transportul de pasageri, ilicit cum n-ar și el acolo, a fost interzis timp de pandemie. Autocarele au circulat. Unicul moment când au fost stopat, au fost atunci când i-au prins la nemți, i-au prins și eu astea, eu stopat. La noi nu se face nimic ca stat, ca să activeze statul. Statul leagă, nu se poate. Eu vă aduc dati concrete cu autocarele. Vreau câteva. Cu metri era un leagă într-o plasă mai inferior. Atât. Noi cunoaștem și ce vorbim. Fără decizie, comis situație, noi au fost sancționat. Mai mult ca atât, au fost sancționat autocar de Republica Moldova. Mie îmi pare rău altceva. Cum fiecare, indiferent din funcții care o ocupă în statul ăsta, cum dumneavoastră vreți să hrăniți copiii și vine și spune tătăi la școală, întrebi și creion sau radier și întrebește, așa și a lui și a eu și a altcuiva. Fix asta vrea. Și noi tot vrem să ne legalizăm, să activăm legal. Hotarii au bani pe hotarii, dar nu trebuie de capul nostru. Pe hotarii, tot respect legea, la noi el vrea așa. Eu trăiesc nu 10 ani. Eu nu respect, eu nu respect buzunarul. Eu nu respect buzunarul, dar are din parlament. Vrem să ne legalizăm toți. Păi care cum să legalizăm? Hotarii, oamenii nu vreau să ne oprit nimeni niciodată. De ce nu intreabă pe hotarii? De ce intreabă și noi Moldova? Pe trasa Moldovei. Conform unor condiții la cod, nu? Nu trebuie să și să vorim trasa Moldovei unul după altul. Păi suficient în vamă, eu pe acolo intru și ies, îți plătesc impozitul. Nu trebuie băgat anta înapoi în vamă și o terminăm cu anta asta mafiotă. Dintr-o dată te-ai dus într-o parte. Atâția naționalici. Automat, pe loc, e făcut amendă, nu coincide și starea, auto nu corespunde, înapoi, vse. Șing și cu amendă. Dar mâine fugărim unul pe altul, cum se fugărează noastră. Până am vă fugărit ea, multe am trebuit să-i fugărim noi. Da, vine vremea când trebuie să-i fugărim. Ca să știm un stat cât de decență din o viață, plus minus în statul ăsta, noi trebuie, noi vrem să legea să o respectăm. Dar cum să o respect, dacă ce-o faci? Și-ți dă în cap, și-ți dă în cap de până ți iasă ochii. Nică, nu vreau să fugărim. Dați-ne ajuns, pa să lucrăm. Nu ne dați noi să lucrăm fără voi, n-a să vă respectăm deloc. Nu vă respect. Pur și simplu, nu ne oprim la anta. Dați-ne la grup pasul, lucrăm. Autocarele tu le dai la noi, nu. Și asta e. Cu amenda și repuse. Eu nu pot înțelege. Asta e din ce parte? De unde înțelege asta? Adică și scopul să obții. Nu, și scopul au ei, jumătate de an. Adică jumătate de an să nu activeze? Păi e ilegal, uitați-vă noastră. L-au prins, l-au amendat. Vrede, amenda e usurătoare. Da, e ustrătoare. Din nou continuă. Din cauza asta să zic că așa e legea. Păi, nu, eu v-am înțeles că așa e legea. Uitați-vă noastră. Mai am baterie, nu știu. E amendeți astea? E ustrătoare. S-a pus azi 1000 de lei, 10.000, 1.000.000 s-a pus acolo. Te mai mănânc schinarea? Încă o dată. Până ai fi alimentat. Dar sunt bogățești, dar nu știu cum poți să le buzunari. Până ce te? Ai fi alimentat și te-ai dus înapoi de unde ai venit. Prostii. Și-am luptat eu, oameni buni. Să-ți pot da o întrebare dacă se poate. Păi bun, uitați, în portierul fieră, ai 9 locuri în microbuz, 7 locuri, da? Îți iei numerele, pleci la Doina, arăți că microbuzul deja nu mai are 9, are 7 locuri. Automat îți dă plăcuțele înapoi. Păi amenda, sănătate. Dar de ce aici trebuie și amenda să o achizi și bus sau pui undeva să ții cloști în drăsul. De ce așa? Și mai asta parlament, le modifici legislația. Spune durerea, voi oameni buni, legalizați-le, faceți ceva. A cât le-a protest? S-au luat voi decizii? Nu. Tot așa au fost, când au fost, încă era, nu erau socialiști infinit, pot la dirigent și-au bătut pe umărul, zic, las ca să rezolvăm, las ca astea. Mâine, mâine. Mâine este acolo, au venit și acolo, la Ferviar, la Legări, cum este acolo, da. Și acolo au fost, și am făcut set loc, au fost, s-au rezolvat ceva. Eu înțeleg, o să luat durerea, voi mă doar într-o coastă, gata, doar într-o coastă, mâine vin la medici și astea. Nu s-au uitat, medicul nu a fost. Am uite-o pușcat în cap și că nu te mai doar cu asta. Nimeni nu a dat nici o decizie, că nici nu a fost nici s-a uitat. Nu are rezultat business-ul.
Turchiera. Nu șerim altceva, șerim și este, legalizăm. Sunteți la loterii, mai trai să dați. Mai încearcă o dată. Da, curierul și curierul. Deputații, de când strig, deputații, viți aici, deputații, alaiba. Mai aveți o șansă. Da, Uberto. Mai așteptați. Vă să aducem foile, că vedeți că bani la seama servis. Îi spun bașii noastră. Și la Anta cât lăsați, spune stăt. 7.000, 10.000 la Ries, Leș în servis. Îi spun bașii la noi. O, și o să aminti presa. A venit presa, bravo. Felicitări. Publica. Publica. Aici și mai liber. Autocarul cu 50 de mai liber. Am ajuns la iar să. Bravo, bravo, da. La celălalt film care a purgat ajumătate. Nu mai rie bezvelie. Asta e șamul. Așa că mașinile luat din credit și sib tot și sib. Din autocare, ultimamente au avut autocare performante, nu discute. Stai client. Dar sunt autocare care fai de capul lor. Și activează tot în companii bune. Care condiții? Eu dacă pun mașina mea aici lângă autocarul ăla, apoi ideau. Ideau, mai repet toate. Eu îmi promut, fac și fac, dar o țin în parte tehnică bună. Euro luate. Să aproape credit. Corect. Tipul confort, să nu-i vorba. Nu-i vorba în trans, dacă autocarele mai ei țin lege sau nu știu acolo. Bă, autocarele sunt... Autocarele lor, bă. A lor autocarele, eu de când am zis. A lor autocarele, corect. Bravo, o luat autocarul el sau el, s-o permis, în credit, treaba lor și-o făcut ei, lasă-i să meargă înainte cu autocarul. Dar atâta timp cât poporul preferă să meargă și cu rutiera, lasă să legalizeze rutierele și ele. Sau indiferent, eu nu știu, și bătrân și asta. Eu am spus, eu am fost cândva pasager și m-am stăruit să merg cu și ei și-mi plășe nie. Nu și nimeni pune și neva că a venit rutiera și hai că eu o să fac 10 lei mai ieftin sau mai scump. Sau a venit autocarul, altceva. Eu îmi place să merg anume cu transport cel care preferam eu. Atâta timp, repetat, cât este cât este șerință din partea poporului să meargă cu așa transport și el corespunde. El corespunde. Și la și nu corespunde, la care șerință? Dacă spune structurile care îi vede partea tehnică, în vamă, nu cineva să-l fugărească astea, în vamă, îl vede, nu corespunde, amendat, poftim. Mașinile noastre corespund, ele sunt noi. Dar este minus. A lor, corect. Asta spuneți-o, nu vă temeți. Anterior, dar am spus. Și a lor mașini, al Dodon, al Uzina Carabina, al toți, al parlamentarii. Șeful de la Anta. Corect. Ceva la popor și ei își preferă el. Unde-i Candu, unde-i parlamentarii? Veniți, ce lege ați dat? Pentru că eu am mai repetat o dată. A lor numai, și a lor pe de una. Îi ofer maxim condiții să-l pot mai departe ține. Fix cum o fac curajul. Și pe siguranță. Pentru că concurează, dar ei fac altfel. Autocarul să ai Gaugensk, mai mult mânii încate acolo, mai departe. Îi dai jos la gară, ștărâile în scenarii și mai departe. Eu duc până acasă. Asta fac. Eu am mers. Eu mă înfuresc tine. Cu soțiești copii. Știi ieșile astea să auziți de s-a oprit. Scoșteți afară, copiii de 3 ani. Nu spune drept absolut nimic. Nu spune drept. Tot lucrătorii noastre de la Amta, le șer pasapoarte, treabă un zbuc. Ii și treaba. Nu spune drept că am avut 3 pasapoarte. Mașina e pe numele meu, eu sunt președință germană, copiii cu pasapoarte germane. Unde e întrebarea, eu nu înțeleg. Deși ei scot afară. Ei n-au nicio treabă, știi ce mi-a spus? Dar și ei vine în concediu cu remorca. Remorca tot e a mea, el și treabă are cu mine. Nu cu remorca ta. Dar l-a murit. Care mâine, frate, mă! Eu îmi spun, domnul, vă spun și încă ceva. Dumneavoastră la funcția care o dețineți, la care o dețineți, eu îți precis 1.000.000%. Când ați cunoaște situația aia ca așa, ca la nucă, din afară. Foarte bine. Dar Nezu, spodoranță, îl cunosc mai mult. Dumneavoastră îl cunoașteți la, e ca la nivelul care vă aflați. Dar spordonanța îl cunosc. Băieții când zic că hai cum ne zicem, noastră poate aveți dreptate, încercați cumva să calmați. Spiritele și să încercați, păi, veniți cumva să luați decizii. Pentru că cunoaște situația de la alt nivel. Dar Nedzu n-au știți.
Ba, dar știu eu să ies. Știu eu, e prea bine. Îmi pare rău. Știu, dar nu pot să ies. Mafia, jos mafia! Asta e mafia! Cine-i de acord scoată bani din buzunar? Noi mergem să găsim soluția dacă îți venim 4 oameni. Da, nu că știu. Și putem să lucrăm de parte normal. Nu, nu. Numai 4 oameni. Noi ăsta le-am promis, ăsta nu le pânzesc. Ajunge, pe azi discuții au fost foarte bune, ne-au ascultat. Dar numele la busul pe care o luat la Giurgiu. Eu știu omul, săptămâna trecută, el e neamț, cu firmă, cu licență, cu permisiuni de a transporta marfă în toată lumea. Două mașini stopate, că el face transport de marfă ilegal. El avea documente, cu numere de Germania, șoferii puși la contract de muncă, la dânsul, el e autohandler, vinde mașini și le-a făcut transport în Moldova. Și le s-a ridicat la ambele mașini și la ambele remorși numere. Deși? El a făcut transport în Moldova contra costă? Amu, Moldova să plătească lui, deși de atâta să pierdeți judecată. Corect. Din și cauză funcționați așa, pe loc oprit, caneasă. Dar și ei plătesc procedul. Câți oameni? Noi plătim poporul. 10, unul pus jos, amendă toate actele. Și nu-i bun. Remorca, amendă pentru remorcă. N-ai licență, ții la 10 locuri în sus licență. Mașina stopată, jos oamenii. Amendă pentru licență, amendă pentru asta, amendă pentru asta. Și mașina. 9 oameni, n-ai licență, ai șters-o. Asta. Îți iei mașina, îți iei numele, îți iei destul, îți iei stai pe loc. Codul voi i-au scris. Are omul cod. Omul e cu cod. Toate dumneavoastră îi scris. Dumneavoastră îi dăi șef. Nu face altă. N-am văzut odată la televiziune că în Parlament s-a întrebat, dar și trebuie să ai transportatorii. Niciodată nu se ridică întrebarea. Cât o doamnă îmblă în așa. Și pe drum, e ca pe drum. Hai să facem necălăgă. Ești clasul n-are 10 locuri. Da, are numai 4. Dar opiază. Licență nu-i trebuie. Moldova să rupe Europa de 10 ani. Nu, dar omul își spune aici un caz e extrem de grav. Neamțul vine la noi, păi neamțul le povestește la tăți că ăștia sunt sălbatici. Ăștia sunt sălbatici, mă, dacă se duce înapoi. Ăștia sunt neam cu Putin, mă, ăștia n-au legi, mă. La ăștia dacă scoate pistoletul, banul pe masă și înainte. Neamțul să știe unde o nimerit. Nu mai vină pe aici. Investiții europene. Nu, dar omul și-o povestit acum, eu i-aș șire demisia amuia, nu mâine să mă duc. Demisia și el și șeful lui, numai pentru cazul cu neamțul. Dacă nu vă raportați sub alterni, vrem să vedem anchetă, foarte concret, pe cazul cu neamțul. Anchetă internă să vedem și ne-au luat rubli. Vinem, cazul cu neamțul. Eu să vin. Mâine, mâine la de la prima la Germania, de la Berlin. Avocatul am scris de două săptămâni. Sunt posibil. Avocatul de la Berlin. Mâine, mâine. Care de fapt contestează. Și așa dar că eu vă spun și așa. Dacă îmi spune că el să vii, a pierde judecata, să dați numele, să dați tot sfara. Să fix așa. Slava Domnului, slava Domnului. Da. Ia i-am pomenit și o venit. Da. I-am chemat. Încerc și eu să intru în temă. Cunosc despre ceea ce se întâmplă aici la Valma Leușeni din postările voastre. Prezentați și mi-au telefonat deputat Kiril Moțfan. Sunt Kiril Moțfan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea platformei de Unitate și Adevăr. Sper să rezolvi problemă. Am fost telefonat de mai multe lume, am văzut postări pe acolo și am vrut să văd slavă Dumnezeu, dacă situația nu cumva iese de control. Acum am înțeles, sunteți un reprezentant de la ANTA, da? Am prins abia câteva frânturi de nemulțumire a cetățenilor, ceva se întâmplă, anume din direcția dumneavoastră. Sigur că situația nu trebuie să evolueze spre rău. Eu aș vrea să putem discuta, liber, folosind mandatul meu de deputat, chiar vă invit să stăm un pic să analizăm situația și să dăm un răspuns oamenilor care așteaptă aici. Mâine dimineață, cu siguranță, la prima oră, vom face toate demersurile necesare, împreună cu colegii mei de fracțiune, așa încât să dispară orice motiv de nemulțumire a cetățenilor. Trebuie să recunosc cu regret că încă nu am înțeles până la capăt ce se întâmplă, dar în câteva minute va fi clar. Dacă dintre protestatari, m-am obișnuit cu expresia, dintre lumea care s-a adunat aici, poate cineva să-mi explice exact ce se întâmplă și dumneavoastră dacă acceptați ca să... Dimineața îi cheamă pisoții. De ce nu este libertate între... Noi vrem
să venim cu propunerea. Cineva adică... care cunoaște situația, da. Motivul nemulțumirii. Motivul domnul Dlan, te-a lăsat să explic. Mai ales că el o înțeles. Da, bine, bine, vă să explic și eu. Să-ți vedem dacă o înțeles lecția. Foarte bine, dat licență de către Anta, adică anul trecut noi am mai făcut așa și o zis trebuie să vă legalizați tot. Noi am încercat cum să ne legalizăm. Puneți-le pe firmă așa. Anta ne-a dat licență la tot, transport pasageri internațional, adică tot așa erau mașinile pasageri mari, ne-a dat cu transport internațional pasageri și colete. Acum, la moment, merge rutiera pe drum, se stopează cu licența dată de către Anta și se ridică numerele din matriculare și certificatul... Da, corect. Care sunt motivele pentru un asemenea comportament? Îmi puteți spune? Da, vă numărez mâna. Independență de fiecare cu acord transport la ugele activitate, atât în trafic național de persoane, în trafic internațional, și cursă regulată sau cursă ocazională. Și într-un moment anumit toată lumea asta a încălcat toate regulile, da? Da, dar ei toți au fost poate exagerat. Toți. Nu exagerat. Eu ajuns la limită. Cea mai mare problemă dumneavoastră este că unități transport sunt de categorie pasager marfar și fac trafic internațional, ceea ce nu permite nici cu transportul de ieri, nici legea, nici carnetul interbus. La transportul internațional de persoane trebuie să fie obligatoriu autobuz, autocar, carnet interbus. Dumneavoastră, majoritatea... Sunt foarte multe detalii. Eu îmi pun doar o singură întrebare. Foarte simplu. De ce ați admis ca situația să evolueze în așa hal încât astăzi să avem nemulțumitați aici? Nu ați cunoscut până acum ce se întâmplă? Sau brusc a apărut necesitatea să vă demonstrați profesionalismul mai din altă bază. Eu bănuiesc că situația nu a... Bănuiesc, fără ca să intru foarte mult în detalii, că situația aceasta s-a copt mai mult timp. Nu a apărut acum o oră sau două în urmă, nu? Și atunci, de ce n-ați întreprins nicio acțiune care să ducă la net nemulțumirea cetățenilor sau să excludă asemenea acțiuni? Lucrează la mașinilor. Au încălcări, nu fac gen de activitate corect. Au pasageri. Câte mașini avem aici în prezent? În mare majoritate duc și colete și persoane, ceea ce nu respectă nici regimul de muncă și odihnă, nu respectă nici... Păi are lumea! Odihnă nu poți dormi! Dacă noi nu suntem... Fem blintat colet și a zâmblat cu tăieți, le rupeți. Pot doar spune că nu mă apuc acum să fac declarații, dar pot presupune că a existat sau există un abuz de exces din partea unor demnitari de ai noștri. Și haideți să vedem cum putem el și la lucrurile acestea, chiar în această situație, deja e o oră târzie. Foarte cineva simt. De la superior, de la Chișinău, ar fi putut să vină să lămurească oamenilor ce se întâmplă. Sunteți șef direcții control la Anta. Șef direcții. Putea să vină șeful Anta chiar în coace. Da, el e mare șef și matale. Și jos. El fără un milion nu vine. Sperăm că dumneavoastră sunteți în stare. Bun, și ce propuneți? Care sunt acțiunile? Am dat un grup de 40 persoane să vină la agenție. Stăm la masă rotundă cu toate problemele care sunt la dumneavoastră. Ei ascultă. Noi, tot direcția și direcția juridică, conducerea Anti, vedem care sunt problemele și vedem ce putem rezolva. Noi cu tine asta ne luptăm de 3-4 ani. Sunt surprins la două oară deja, că ați admis până acum să evolueze lucrurile într-o asemenea hală. Încălcările au fost până în prezent. Păi cum, așa, într-un moment... Domnul deputat, dar ne permite că noi știm de mai mult aici. Omul ăsta a trimis, de mai multe ori a făcut trimiteri la Parlament, că legea, codul, nu știu ce, Parlamentul vinovat. Ia că vreți să vă întrebăm acum, ce propunere are pentru Parlament? Nu, dar foarte serios, că altfel noi am vorbit degeaba până acum. Omul a făcut trimiteri, codul e așa cum așa, și numai Parlament poate să-l modifice. Da, toate întrebările la Parlament. Oricum va trebui să găsim un consens acum toți aici. Dacă e necesar, stăm aici până dimineață, dacă putem schimba lucrurile, lua o decizie ca mâine să putem continua cu apul limpede. Haideți să vedem și cu lumea care, ce spune lumea care... Stop, stăm aici, trebuie închis, trebuie închis. Nu, dar avem să întrebăm și coduri trebuie închis. Andrușa, te luată, arată judecata câștigată. Ce zic, putem câștiga judecata și nu-ți dea numele la Anta.
Și jumătate de ani le țin numeri. Din ce dată e... Are cauză, are câștig de cauză. Am și ochelari. Nu, dar vreau să văd care modificări la cod trebuie făcute ca să deblocăm situația și deputații ies Genoveți. Ca aia să-i punem la loc pe deputații. Ce propunere aveți? Vedem și eu văzut de-amă de 4 ani de zile că mâine să vedem să rezolvăm. De persoane cu toate problemele. Și deputați poate să vină. Noi din potrivă o să vă invităm la Parlament pentru că de dimineață eu cred că o să... Am discutat, cineva m-a telefonat dintre voi. Început să reacționeze. Lilian, Iulian, Lilian, tu ești, da? A, foarte bine. Mod sponsor. Am convenit că ne întâlnim mâine, așa am zis și eu, o oră, două urmă, m-a telefonat și zic, dacă ne întâlnim mâine, poate nu e atât de gravă situația aici. Când am văzut că vine poliția, am aflat că se adună prea mult aici. Mascați! Luați-i înapoi! Pot evolua spre rău. De aceea, oricum noi trebuie mâine să avem o ședință, o întâlnire dimineață, la prima oră, ca să aflăm problemele voastre și să aflăm soluția de la... Respect de la poliție, de la ANTA, de la cine dirijează tot procesul ăsta. Trebuie de rezolvat. Oamenii vor duc la lucru azi. Pentru folosul oamenilor să fie regulă. Cum facem cu toată lumea să nemulțumite? Noi de 4 ani de zile tot auzăm pe dânsă că mâine, mâine. Să ne ducem să discutăm întrebările la dumnealor. Eu sunt cu siguranță 100% că asta nu o să rezolve absolut nicio problemă. Da, rămânem. Cu discuția de aici rămânem, deoarece noi suntem de aici de la ora 7 și domnul, tot așa, văzând problema, ne-a întins vreo 2 ore jumate până a venit. Adică, cum vedeți ideea soluția... Nu cred că nu văd o problemă să acceptați invitația, ca mâine să discutăm la fracțiunea parlamentară Platforma de Mitaș Adevăr în cadrul Parlamentului. Câteva persoane ca să respectăm și restricțiile impuse de legislație. Nu, vă transmit conducerea antii și venim. Tot timp? Da. Luați codul ăștia care trebuie modificat. Trebuie găsit codul. Vă făcut trimiterea musară de 1000 de ori la nu. Codul. Și codul. Luați codul care trebuie modificat. O să vedem și toate actele cu informațiile despre situații care ați monitorizat-o până acum și cu cel mai principal. Cu argumentele care au... Dumneavoastră trebuie să aveți niște argumente, nu așa din cap, trebuie să închidem, retragem. Închidem, retragem, îi batem și îi fugărim de acasă. A venit un înțelegi deputat care, o zic că el încă nu înțelege ce s-a întâmplat, dar el a clarificat și pe drum. Mamă dragă! Nu mai spun nimic. Anumite lucruri care se întâmplă, fraților, eu se termină, mai rămas câteva procente de baterie și se termină bateria. Vă amintesc celor care v-ați conectat mai târziu, astăzi protestul transportatorilor de mărfuri, de colete, de călători spre Europa, sunt supărați, indignați și au blocat pe o perioadă scurtă traseul Leușeni ca să vorbească cu șeful ANTA, cel care strânge bani cu Culiocul pentru alt împărat Culioc. Și din discuțiile pe care le-ați văzut dumneavoastră acum în direct o oră de vreme, a fost foarte clar și vizibil că acest domn vorbește clar despre faptul că doar autocarele mari vor avea dreptul să transporte călători, ăștia mici care sunt astăzi aici cu microbuze, cu sprintere, cu mercedesuri, vor putea duce doar colete. Cu regret încă o dată răspund. Ăsta este depășit de situație, șeful ăsta de la ANTA care a venit, chiar e depășit de situație, omul n-are habar la ce a venit și tot repetă ca papagalul că mâine vom... Mâine vă invit la mine să vorbim, de parcă oamenii ăștia nu au mai fost și nu au mai vorbit. Unica noastră soluție pe care eu o văd viabilă este protestul din 23 august. Eu vă invit pe această cale, pe toți cei care sunteți astăzi în direct, să venim pe 23 august și protestăm împotriva abuzurilor lui împăratul Culioc, șeful ANTA, șeful Ministerului de Interne care au bătut oamenii noștri. Noi trebuie să ne arătăm solidari, toată societatea, și agricultorii, și producătorii, și transportatorii, și profesorii, și medicii, toți cei care sunt conștienți și umiliți de această guvernare cleptocrată, coruptă, impotentă, imbecilă, care trebuie să fugărită cu biețele spre Vladivostok, să fie șef la Tambovsk, la Habarovsk și nu, nici de cum în Republica Moldova. Cu regret, asta e realitatea noastră în care trăim. Oamenii ăștia au familii pe care trebuie să le hrănească, oamenii ăștia au copii acasă
și au rămas o mână de oameni care mai lucrează și ei vor să lucreze în continuare, nu vor nimic. Ei sunt cu acte în regulă, cu licență. Am înțeles că licențele costă 13-14 mii de lei. Oamenii au plătit licențele, dar nu pot activa, pentru că ăștia, după ce le-au eliberat licențe, le-au luat bani, acum le anulează și licențele, le ridică numerele după ce îi opresc pe drum și oamenii sunt persecutați, intimidați, plătesc amenzi, li se ridică numerele, busurile stau în garaj și nu lucrează niciunul dintre ei. Și toți sunt supărați. Doar că ați văzut, ăștia veniți mâine să discutăm, dar unde se duc oamenii ăștia? O parte dintre dânsii trebuiau să plece amusara să iasă din Republica Moldova, să meargă mai departe. Cu atât mai mult că din stresul pe care l-au provocat autoritățile noastre, un om a murit în vamă. Un om a decedat în vamă din stresul pe care le-a avut. Și nimeni nu răspunde în statul ăsta pentru morții noștri, pentru victime, pentru oamenii care suferă, oamenii care pierd casă, masă, pierd familie și se duc de aici. Toți în stradă ca să putem să ne răzbunăm odată și pentru totdeauna pe toți farmazonii ăștia și bandiții ăștia care au pus mâna și stăpânirea pe Republica Moldova. Ia uitați-vă, oamenii ăștia în loc să lucreze, să meargă, trebuie să stea undeva în împrejur la un deputat care a venit și el depășit de situație, dar bine că a venit măcar atâta, bravo că a venit, alții nici atâta n-au venit, ca să întrebi măcar ce s-a întâmplat. Doamne ajută, distribuiți materialele noastre, se termină telefonul meu. O seară frumoasă lângă cei dragi, jos cu leocul, jos ocupantul, ne vedem pe 23 la ora 10 în Piața Mare Adunării Naționale.